În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucenici părinți, împreună slujitori în Hristos, iubiți credincioși și credincioase, astăzi este prima zi după botezul Domnului și Sfânta Biserică ne pune în față personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Astăzi Biserica prăznuiește soborul înainte mergătorului, pentru că cele două sărbători nu pot fi deslipite una de cealaltă. Nu putem vorbi despre botezul Domnului Iordan fără să amintim și fără să cunoaștem personalitatea, chemarea, lucrarea și misiunea Sfântului Ioan Botezătorul. Și nu poți vorbi despre Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie după mărturia Mântuitorului Hristos, fără să amintim de Mântuitorul Hristos, care a fost botezat de El în râul Iordan, fără să amintim de Mântuitorul Hristos, care L-a cunoscut și care L-a apreciat ca fiind cel mai mare profet, ultimul, de fapt, din Vechiul Testament, care făcea legătura între legea dreptății din legea cea veche și legea iubirii din legea evanghelică. Cel care L-a arătat pe Mântuitorul la Iordan, Sfântul Ioan Botezătorul, fiind conștient că misiunea Lui începe la Iordan și acolo se și încheie, de fapt, pentru că El trebuie să se micșoreze ca rob și ca trimis, iar Mântuitorul Hristos își începe misiunea de la Iordan și lucrarea Lui trebuie să crească, căci El este Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, care a venit să mântuiască pe om. De aceea Sfântul Ioan Botezătorul spunea acolo unde predica la Iordan că toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu, pentru că acolo va veni Mântuitorul Hristos și va cere și El să fie botezat de către Ioan cu botezul său, pentru că numele Iisus însemnează mântuire, vine din limba ebraică, de la cuvintele Iosua sau Iehoșua, care înseamnă mântuire. De aceea spunea Sfântul Ioan Botezătorul, toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu, pentru că El era conștient de misiunea și de trimiterea Lui, că El a fost trimis de Dumnezeu, a fost ales, de fapt, încă din pântecele Maicii sale și a fost crescut în legea cea sfântă în casa părinților Zaharia și Elisabeta, ca ultimul mare proroc, prorocul de foc al Vechiului Testament, care va prinde momentul acesta ceea ce n-au ajuns niciunul din profeții legii vechi, nici Avram, nici Moise, nici David, nici Isaia, nici Ieremia, nici Ezechiel, nici Daniel. N-au ajuns să vadă momentul plinirii vremii. Ei au profețit despre venirea lui Mesia, dar n-au ajuns ca oameni să-L vadă în persoană, n-au ajuns ca să vadă momentul acesta pe care îl va avea doar Sfântul Ioan Botezătorul, de a dialoga, de a se întâlni cu Mântuitorul Hristos pe malurile Iordanului. Unul, Sfântul Ioan Botezătorul, predica acolo botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, chemând pe oameni să schimbe viața în bine, la pocăință sinceră și adevărată. Asta însemna pocăința. Nu să schimb credința sau biserica, ci să schimb viața după legea și poruncile lui Dumnezeu. Să fie oamenii mai buni, mai drepți, mai iubitori unii față de ceilalți, mai îndurători, mai corecți, împlinind legea și poruncile lui Dumnezeu. Asta spunea Sfântul Ioan Botezătorul. El era prorocul care pregătea înaintea Domnului calea lui Dumnezeu, calea lui Hristos, așa cum fusese făgăduit și despre care profetul Isaia, în capitolul 40 al cărții sale, spune: glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului și drepte faceți cărările Lui. Sfântul Ioan Botezătorul chiar reia aceste cuvinte, pentru că mulți, văzându-i înfățișarea, cunoscându-i viața aspră,
ascultându-i predica tăioasă, văzând că depășește pe toți ceilalți în cuvânt, în înfățișare, în viață curată și dreaptă, mulți îl socoteau și chiar se întrebau, îl socoteau ca Mesia, nu cumva acesta este Hristosul, adică unsul lui Dumnezeu, că așa se traduce Mesia, unsul lui Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Botezătorul nu și-a asumat această calitate, că El este Hristosul. El era doar trimis ca să pregătească calea Domnului. Și reia cuvintele lui Isaia. Deci atunci, de ce botez dacă nu ești tu Hristosul? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Gătiți calea Domnului și drepte faceți cărările Lui. Iată că profeția de la Isaia și-o asumă Sfântul Ioan Botezătorul asupra propriei sale persoane și asupra propriei sale misiuni și chemări pe care a avut-o de la Dumnezeu. Acest cel mai mare om născut din femeie, cum am spus mai înainte, cuvântul Mântuitorului Hristos despre Sfântul Ioan Botezătorul, cuvântul lui Dumnezeu, sfânt și drept, bineplăcut lui Dumnezeu, înger în trup, unele icoane chiar așa îl înfățișează pe Sfântul Ioan Botezătorul cu aripi de îngeri, pentru că cu adevărat a dus viață îngerească. Mânca lăcuste și miere sălbatică în pustia Iordanului. Acolo a petrecut mulți ani, pentru că rămăsese orfan de părinți și un înger al Domnului, chipul unui tânăr, îl călăuzea în fiecare zi. Se hrănea cu hrana pustiului, avea înfățișare aspră și îmbrăcăminte aspră, haină de păr de cămilă, nu, păr, nu din blană de oaie mai moale, păr de cămilă aspră, ce era încins cu o curea. Predica botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Botezul lui era o rânduială trimisă de sus, căci el spune, cel care m-a trimis să botez cu apă. Deci botezul lui Ioan pregătea, era doar o pregătire, o prevestire a tainei botezului creștin, în care ne botezăm fiecare și devenim mădulare ale lui Hristos. El prefigura botezul cu Duh Sfânt și cu foc, pe care îl va aduce Mântuitorul Hristos și îl va practica de la cinzecime biserica sa până la sfârșitul veacurilor. Botezul ca înnoirea omului Hristos, care naștere, ca naștere de sus, din apă și din Duh. Dar atunci de ce s-a botezat Mântuitorul Hristos? Ca să împlinească dreptatea. El nu avea nevoie de pocăință, Hristos Domnul, căci era Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, dar că să împlinească legea și dreptatea cea din lege, vine și El și se supune acestui ritual, acestei pregătiri pe care și o lucrări deosebite pe care o săvârșea Sfântul Ioan Botezătorul la Iordan. Dar este și o taină a venirii lui Hristos acolo, ca să fie arătat de către Ioan mulțimilor. Că atunci, chiar dacă a ezitat la început să-l boteze, când a văzut că vine Mântuitorul Hristos, a tresărit înainte mergătorul. Cum eu să te botez pe tine? Eu trebuie să fiu botezat de tine. Chiar dacă erau rudenii după trup, că erau verișori prin Maica Domnului și prin Elisabeta, multă vreme ei nu s-au văzut unul cu celălalt. Mântuitorul Hristos venea din Nazaretul Galilei. Sfântul Ioan Botezătorul petrecuse mulți ani de pregătire și de viață aspră în pustia Iordanului, chemând acolo pe urmă pe oameni la pocăință. Și veneau toți și își mărturiseau păcatele și cereau să fie botezați în râul Iordan de către Ioan. Și făgăduiau că schimbă oamenii viața. Și Sfântul Ioan, prin botezul său, prin acest ritual al botezului cu apă, le pecetulea angajamentul pe care și luau oamenii să fie mai buni, să-și schimbe viața. Veneau oameni din multe părți, numai din împrejurimile Ierusalimului și ale Ierihonului, care erau aproape de Iordan și din Betabara și din alte ținuturi. Dar din toată Iudeia coborau mulțimile să-L asculte
pe prorocul lui Dumnezeu, pe acest om de excepție, despre care nu a mai auzit nimeni și nici predica lui n-a fost întrecută de nimeni, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul avea cuvinte de foc, predica lui răscolea conștiințe și schimba pe oameni în bine. A fost cea mai cutremurătoare predică de dimensiune socială care s-a auzit vreodată, până în zilele noastre. Predica Sfântul Ioan Botezătorul și fariseilor și cărturarilor, dar și mulțimilor și oamenilor simpli. Și toți întrebau ce să facem ca să ne schimbăm viața în bine și să ne mântuim. Și Sfântul Ioan Botezătorul răspundea, faceți roade vrednice de pocăință, căci iată, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Cum s-a apropiat? Prin venirea Mântuitorului Hristos, împărăția lui Dumnezeu intră în lumea istorică ca să schimbe și să sfințească timpul și lumea, să o arate anticameră pentru împărăția lui Dumnezeu. Prezența Mântuitorului Hristos și lucrarea lui mântuitoare era de fapt prezența în lume sau venirea în lume a împărăției lui Dumnezeu, ca o altă gândire, o altă logică a mântuirii, o altă predică de schimbare a omului în bine și o altă dimensiune a sfințirii vieții omului prin cuvântul și prin jertfa lui Hristos, Mântuitorul lumii. Mântuitorul trebuia să fie arătat lumii și a fost misiunea lui Ioan, că i s-a spus de la Dumnezeu, smulte mulțim la Iordan, dar va veni cineva peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se în chip de porumbel și rămânând peste el. Acela este Iisus. Acela aduce mântuire neamului lui Israel și întregului popor. Acela este cel care va boteza cu foc și cu Duh Sfânt. Tu botezi cu apă spre iertarea păcatelor. Acela va aduce prin jertfa crucii sale iertarea păcatelor și împăcarea omului cu Dumnezeu. Și atunci când l-a văzut, a tresărit Ioan și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Îl vedea pe Hristos ca un miel de jertfă care va primi botez din mâna lui, dar care va ridica pe crucea Golgotei păcatul întregii omeniri. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum eu să fiu botezat de tine? Și îl liniștea Mântuitorul Hristos. Lasă, Ioane, că se cuvine să împlinim toată dreptatea. Și tresărea Ioan, se cutremura. Și mâna de țărână a lui Ioan, mână omenească, dar sfântă, căci unul a fost Ioan Botezătorul, a luat apă și a atins creștetul lui Dumnezeu, făcut om. Această întâlnire frumoasă, unică, pe malurile Iordanului, Hristos coborându-se în apa Iordanului și făptura, că oameni suntem toți, Sfântul Ioan Botezătorul, îl botează pe Sfântul Ioan, pe Mântuitorul Hristos, cu botez care anticipa, de fapt, botezul creștin, botezul ca înnoirea noastră din apă și din lucrarea Duhului Sfânt în sfânta taină a botezului bisericii. Și într-adevăr, atunci s-au deschis cerurile. Altă motivație a întâlnirii de la Iordan. S-au deschis cerurile, arătarea, cum spunem, în Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat. S-a arătat treimea la Iordan. Căci Mântuitorul Hristos, botezându-se de către Ioan, cerurile s-au deschis, glasul Tatălui a mărturisit din ceruri. Acesta este, nu altul, Hristos, acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit. Și Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel și a stat deasupra Mântuitorului. Cu rol de a alunge, a arăta că El este Mesia, unsul lui Dumnezeu, ca să lungă și peste firea omenească, că El era Fiul lui Dumnezeu din veci, dar se făcuse prin întrupare și Fiul omului. Și firea omenească pe care și-a asumat-o Mântuitorul Hristos a fost și ea sub aripile Duhului Sfânt
și a fost uns ca Dumnezeu om în repejunele Iordanului Mântuitorul Hristos. Și s-a cutremurat și Ioan, văzând că se împlinește făgăduința, că acesta este Hristos. Și s-a bucurat cu Duhul, pentru că cei doi s-au întâlnit. Ioan înțelegea că are în fața lui pe Mântuitorul Lumii, dar mai înțelegea ceva, că misiunea lui cu tremurătoarea la Iordan începe să se încheie. Acesta a fost rolul lui, de a-L arăta pe Hristos, de a boteza cu apă ca o pregustare sau preînchipuire a botezului adevărat creștin, de a-L arăta pe Mântuitorul Hristos la Iordan și de a fi martor la arătarea Preasfintei Treimi. Cum vor fi martori alți ucenici pe tabor când Mântuitorul se va schimba la față. Și cuvintele lui Ioan erau pătrunzătoare, iubiți credincioși, întrebau mulțimile, ce să facem, cum să ne schimbăm viața? Și le spunea, cel care are două haine să dea celui care nu are, cel care are bucate să facă asemenea. Spunea și vameșilor, să nu luați mai mult decât este rânduit în lege. Veneau și ostași. Foarte interesant acest aspect. Erau și ostași pe acolo și iată că și ei, chiar dacă erau mulți din ei, erau păgâni. Plecau urechea la cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul și mulți erau străpunși la inimă și îl întrebau, noi ce să facem? Că spune Sfânta Evanghelie, veneau și ostași și întrebau și le spunea, să nu asupriți pe nimeni, adică să fiți oameni drepți, cinstiți și corecți și să vă mulțumiți cu solda voastră. Ce cuvinte frumoase! Fariseilor și cărturarilor care se lăudau că ei sunt deținători adevărului și ai legii și păstrează toate câte a spus Dumnezeu prin Moise, le spunea și îi mustra, pui de vipere! Cine vă învață să fugiți de urgia ce va să vină? Vă lăudați că sunteți fiii lui Avram? Fiți fiii lui Avram prin credință! Nu vă lăudați numai așa, că și Dumnezeu, chiar din pietrele acestea, care probabil erau acolo pe malul Iordanului, poate să ridice Dumnezeu fiii ai lui Avram. Fiți cu adevărat fiii lui Avram prin credința pe care a avut-o Avram. Nu vă lăudați numai prin descendența aceasta trupească, pentru că sunteți departe de adevăr și răstălmăciți cuvintele legii. Nu sunteți pe calea cea dreaptă. Întoarceți-vă la calea lui Dumnezeu. Pentru că acum securea este la rădăcina pomului, adică vine vremea judecății. Cine nu face, nu aduce roade vrednice de pocăință, va fi tăiat și aruncat în foc. Să aducem roade vrednice de pocăință. Hristos are lopata în mâna sa și va curăța aria sa ca un bun gospodar. Și grâul va aduna hambare pe oamenii credincioși, cinstiți, curați și drepți. Iar pleava, vedeți ce denumire aspră, cutremurătoare, pleava oamenii necredincioși, oamenii formaliști, oamenii de suprafață, aceștia vor fi adunați și ei, dar spre focul cel veșnic. Foarte pătrunzătoare predica Sfântului Ioan Botezătorul. S-ar întreba cineva, mai sunt actuale cuvintele lui? Sunt, iubiți credincioși, că pentru predica sa va suferi, că își va amustra nedreptatea, asuprirea, orgoliul, mândria, formalismul, abiciuit însă și desfrâul, până și pe regele Irod, tetrarhul îl mustra. Pentru că trăia în desfrânare cu soția, își luase de nevastă și-a alungat soția legală, legitimă, am spune, și și-a luat de soție pe cumnata sa, pe soția fratelui său Filip, care stăpânea undeva în Galileea, Iturea, Perea, niște provincii din nordul Țării Sfinte și îl biciuia în cuvânt Sfântul Ioan Botezătorul. Nu se cuvine să faci acest lucru, atunci ce mai aștepți ca poporul să aibă viață curată când însuși conducătorul nu este pe calea lui Dumnezeu. Și Irodiada, adică cea care, pe care o ținea, era cu ură față de Sfântul Ioan Botezătorul și a reușit prin viclenie să fie întemnițat Sfântul Ioan Botezătorul de către Irod în temnițele Palatului Maherus,
Și de acolo striga: nu ți este îngăduit, rege, să trăiești în fără de legi, căci te va pedepsi Dumnezeu. Și știți că a venit momentul unei serbări, când Irod își ținea ziua de naștere, și acolo a fost cerut de către Irodiada și de către Salomea, fata ei, pedepsie capul Sfântului Ioan Botezătorul, vicleana îndeplinindu-și planul său de a-l omorâ pe prorocul lui Dumnezeu, cel care l-a arătat pe Dumnezeu la Iordan, cel mai mare om din femeie despre care mărturisește Mântuitorul Hristos, și-a dat viața, a murit ca un martir pentru mărturia sa cea dreaptă, ultimul profet al Vechiului Testament și primul care leagă Noul Testament, l-am putea numi, iată, moare ca un martir pentru adevăr, pentru mărturia, pentru misiunea, pentru chemarea și pentru lucrarea sa pe care a îndeplinit-o ca nimeni altul aici pe pământ. Asta a fost viața Sfântului Ioan Botezătorul. De aceea asta se numește sărbătoarea de azi. Nu pomenim nici nașterea lui, nici tăierea capului, ci pomenim soborul Sfântului Ioan Botezătorul, adică toate faptele, toată viața sa, legate însă în mod deosebit, astăzi, a doua zi de la Bobotează, de momentul acesta unic al botezului Mântuitorului nostru în Iordan. Predica Sfântului Ioan Botezătorul va rămâne și rămâne contemporană peste timp, valabilă și astăzi, iubiți credincioși. Așa îi spune Sfântul Ioan Botezătorul și omului modern, omului secularizat, omului debusolat, omului care crede că el este Dumnezeu aici pe pământ și vrea să facă toate fără Dumnezeu. Chiar și semenii îl deranjează că sunt cam prea mulți în jurul lui. A ajuns el să fie în locul lui Dumnezeu. Și lui îi spune: s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Acestui om îi spune Sfântul Ioan Botezătorul peste timp: faceți doar roade vrednice de pocăință. Fă, omule, și te pocăiește cu adevărat. Schimbă-ți viața după legea lui Dumnezeu, nu după egoismul și interesele tale meschine, că vrei să-L scoți pe Dumnezeu din creația sa. Dumnezeu nu poate fi izolat de creația sa. El este Cel care a creat lumea, este Cel care a mântuit lumea și Cel care va conduce lumea către împlinirea ei eschatologică. Iubiți credincioși, glasul Sfântului Ioan Botezătorul să ne răscolească fiecăruia dintre noi sufletul și cu adevărat să facem fapte de pocăință care ne vor aduce mântuirea, înălțarea și sfințirea vieții noastre. Amin.